să zicem mai departe. Deci, n-am prins bine că tocmai am dat în cadrul cu elementul de lucru. Da. Deci, Cosmin, hai să ne facem. Ce, ce este vorba? Deci, despre o mulțime pe care se dă o anumită lege de compoziție, o anumită rețetă de combinare elementelor, care nu e nici adunare, nici în scădere, nici în mulțire, ci o combinație de acestea. Și prin o combinație rotăm într-un fel anume. Și prima problemă care ne frământă este să vedem dacă luăm doar care două din elemente de acolo, dacă rezultatul, după compunerea lor, după rețeta care o avem, rezultatul ne păstrează toate mulțimile. Asta e prima problemă. Și asta înseamnă că mulțimea e parte stabilă, adică tot în regulă, că rezultatul tot acolo rămâne, e parte stabilă în raport cu legea pe care o avem dată. În condițiile în care s-ar întâmpla ca să găsești două elemente și le compui și ăsta este în mulțime, gata, nu mai este parte stabilă. Când avem o mulțime infinită, cum a fost aici la noi, nu poți să iei toate elementele două câte două, că nu termin X niciodată. Așa că zici, măi, X-ul și Y-ul sunt de acolo. Ce înseamnă? Înseamnă că mai mare egal decât 2, dacă din intervalul respectiv și X-ul și Y-ul, am zis pe 2 în stânga, X minus 2, Y minus 2, fiindcă a fost vorba de X ori Y și multe rețete, îmi vine în minte să le înmulțesc. Ce vreau să vă spun, că mă uitam, pe tot ce zice acolo, mă uitam în spate. Și la partea stabilă aici, unde am scris că X mai mare sau egal ca 2 și Y mai mare ca 2, am făcut așa. Dar dacă ea mai mare ca 2, noi, gen, de ce am scris X minus 2, mai mare ca 0 sau? Păi nu am dus pe 2 este mea. A, am dus pe 2 este mea. Deci dacă X e mai mare egal ca 2, deci X mai mare egal ca 2, echivalent, poate spune că X minus 2, deci pe 2 este stânga. Simbolul X minus 2 mai mare egal decât 0. Nu așa înseamnă. Și atunci, Y mai mare egal decât 2, înseamnă Y minus 2, mai mare egal decât 0. Și este aceeași treabă, dar scris într-un alt mod, nu? Și ne mulțumesc pe cele două numere pozitive. Da, din ce am putere de asta, mă. Da. E, acum, fiindcă am element neutru, da. După ce am constatat că treaba e bună, ne păstrăm în mulțime, m-am ocupat de o proprietate, așa zis, asociativitate. Deci, oricare trei elemente, le scrii în ordinea asta, X, Y, Z, și le asociezi două câte două. Și dacă membru stâng, egal cu membru drept, lucrând după rețeta respectivă, în compunere, e treabă bună și spui că da, e asociativitate, e corectă. Deci, legea aceea este asociativă. Dar mai mult problema dacă există element neutru. Adică ce înseamnă să există element neutru? Oricare, să vedem dacă în mulțimea asta descoperim un element care, compus cu oricare din celelalte, el fiind unic, să nu influențeze la compunere. Adică, fie din stânga, fie din dreapta, totdeauna dă răspunsul elementul respectiv, care e luat pe 5, răspunsul mi-a dat 5 acum. Mi-a dat pe 10, mi-a dat 10. Deci de-aia este cam elementul neutru. În cazul nostru, da, 3 este elementul. Orice ar compune, trebuie să ne dea... Să rămâne elementul acela parcă neatins. Da, da. Da? Pentru că el nu influențează în compunere, elementul neutru. Și acum, inversabilitatea. Da, inversabilitatea problema asta este. Vezi? Păi, o să vezi la ce probleme, în ce constă asta. Problema este în felul următor. Vezi? Pentru 2, la adunare, există minus 2. Da. Că 2 aproape minus 2, da, deci, iată, pentru
informație care știm foarte bine, există elementul neutru egal zero, este elementul neutru zero, așa încât x adunat cu 0 face 0 adunat cu x și face x, nu? Adunare. Nu influențează 0, adunare. Întrebarea este acum dacă pentru fiecare element vezesc un altul, încât să dea pe... Să dea 0. Tot timpul să dea pe elementul neutru. Deci, pentru x egal cu 2, rezultă că există minus 2, care e tot din mulțimea mărgeală, să zicem, da? Deci există minus 2, chiar și în Z. În mulțimea mărgeală întregi. Pentru 2 există unic minus 2, care e tot număr întreg. Așa încât 2 adunat cu minus 2 egal cu minus 2 adunat cu 2 și face 0. Deci vezi tu, dacă te oprești la 2, descoperi în mulțimea numărul întregi, eu discut din mulțimea numărul întregi, da? Te găsești pe minus 2, așa că 2 adunat cu minus 2 face minus 2 adunat cu 2 și face 0. Deci dă elementul neutru. Un alt număr. X egal cu minus 3. Rezultă că există... Minus 3 este din 0, nu? Este din 0. Rezultă că există minus... E opusul lui minus 3. Există 3. Care există... există 3 care aparține lui 0. Așa încât minus 3 adunat cu... Deci minus 3 adunat cu... Cine? Cu 0, cu 3. Da. Egal cu 3 adunat cu minus 3. Face 0. Deci vezi, pentru 2 l-am găsit pe minus 2. Pentru minus 3 l-am găsit pe 3. Deci pentru fiecare în parte există pe 1. Adică fiecare cu simetricul său. Adică minus 100 e cu 100. Așa, minus 100 cu 100. Nu este ca la element neutru în același tot timpul. Ci fiecare are câte un element. Fiecare cu propriul lor simetric. Da? Așa trebuie să înțelegi. Deci, problema este așa. Oricare ar fi x-ul din... Deci x este simetrizat. Hai să spun. X este simetrizat. X este simetrizat. Dacă și numai dacă. Pentru x-ul ăsta găsesc un x prim. Dacă și mai dacă există x prim din mulțimea respectivă. Deci x este din mulțime. Este simetrizat. Dacă există x prim din mulțime, așa încât x compus cu x prim să facă egal cu x prim compus cu x și să facă elementul neutru y. Bun, oară. Hai să căutăm și noi elementul simetric, da? X compus cu x prim egal cu x prim compus cu x egal cu y. În cazul nostru, caz concret. M egal cu mulțimea de la 2 la plus infinit. Da? Cazul nostru concret. E mulțimea de la 2 la plus infinit. Eu egal cu 3 element neutru. Da. Neutru. Eu este 3 element neutru. Ia să vedem, dă tu, iau tu un element de aici, din mulțime, să vedem dacă este simetric. Ce element se iei de aici, da? 2 acolo.
5. Deci, ne întrebăm, dacă 5 este simetrizabil. Care este simetricul său? Adică, oare există cineva, tot de mulțime, există un X', să zicem, din M, așa încât X' compus cu 5, să facă 5 compus cu X', să facă elementul neutru care este știut cât să fie elementul neutru. 3. Deci problema este să vedem dacă se fie X' ăsta. A, deci noi, de exemplu, am ales noi 5-ul, da. Hai să facem X' la compus cu 5 și după 5 compus cu X' și trebuie să vedem elementul neutru. Neutru care e fixat de așa, te știi da, dinainte. Da, e 3. În cazul da. 3. Cum adunarea a fost 0. Da. Da. E cine X' ăla? Problema, să-l căutăm. Da. Și pentru asta începem. Adică mă cer să punem. X' compus cu 5 facă 3. Deci luăm ecuația așa. X' compus cu 5 egal cu 3. X' compus cu 5 egal cu 3. Asta e relația pe care vreau să o lucrăm și care trebuie să mă conducă spre existența lui X' să vedem care este acela. Ce înseamnă X' compus cu 5? În loc de X, punem X'. Sigur că da. X' 5. 5X'. Deci echivalent. Echivalent cu 5 ori X' sau X' ori 5, da, dar azi nu se va muta. Minus 2X'. Da. Minus 10. Da, minus 10. Minus 10. Plus 6. Plus 6. Să fie egal cu? Să fie egal cu 3. Cu 3. Echivalentul. Îți dau pregătirii, mă, acum. 5X' minus 2X'? 5X' minus 3X'. Deci înseamnă 3X'. Minus 4. Minus 4. Egal cu 3. Egal cu 3. Echivalent. 3X'. Da. 3X' egal cu 7. Da. X' egal cu 7 pe 3. 7 supra 3. 7 pe 3. Ăsta trebuie să fie din mulțime. De 7 pe 3 trebuie să aparține. De la 2 pe 3. La aparține. În 2 și ceva. Exact. Deci pentru X egal cu X egal cu 5, rezultă că există unic X' egal cu cine? Cu 7 pe 3, încât sunt la compunere, adică 5 ori 7 pe 3, egal cu 7 pe 3 ori compus cu 5, și egal cu 3. Vrei să te convingi că este corect? Da. Deci 5-ul are pe 7 pe 3. Ia un alt element, 4, are altceva. Fiecare cu simetricul său. Da. Și dacă am face proba acum... Hai să facem proba. Ar trebui să dea 3, nu? Ar trebui să dea 3. Ia să vedem. 5 compus cu 7 pe 3. E ca tu. 5 ori 7 pe 3. Deci egal cu 5 ori 7 pe 3. Minus 2 ori 5. Minus 2 ori 5. Minus 2 ori 7 pe 3. Da. Plus 6. Egal cu 7 pe 3. Dacă nu, am strigat X. 7 ori 5, 35 pe 3. Deci face 35 pe 3. Supra 3. Minus 10. Minus 10. Minus 14 pe 3. Minus 14 supra. Plus 6. Să vedem că numitorul comun e 3.
Da. Amplificăm viața cu 3 și pe 6 cu 3. Da. Și... Bine, 35. 35 minus 30 minus 14 plus 6 la 3, 18. Totuși, da? 3. 3. Și vine 5 minus 14 minus 9 plus 18, 9 pe 3, da, pe 3. Vezi? Da. Asta cam luat pe 5. Da. Hai să luăm alt element. Da. Pentru x egal cu... Deci, pentru x, nu, x egal cu 7. X egal cu 7. Hai să vedem. X prim, x prim compus cu 7. Da. Trebuie să dea 3. Da, exact așa. Și ar veni echivalent cu x prim compus cu 5 egal cu 5 compus cu x prim, pardon, 7. Deci x prim compus cu 7 egal cu 7 compus cu x prim și trebuie să dea 3. Da, deci noi avem așa. Că x prim compus cu 7 de 3. Echivalent. Echivalent cu x prim compus cu 7. Adică știu, mă? A, ce? Da. A, trecem de la cu da. Păi, x prim compus cu 7 egal cu... X prim compus cu 7 egal cu... Egal cu... y... 7x prim. 7x prim. Minus 14, nu, minus, minus 2x prim. 2x prim, da. 2x prim. Minus. Minus 14. Da. Plus 6. Plus 6. Și vedem câte. Trebuie să dea câte, da, 3. Da, 3. Deci, da, echivalentul. Echivalentul. 7x prim, 5x prim. 5x prim. Minus 8. Minus 8. Egal cu 3. Deci echivalent cu 5x prim egal cu 11. Așa. X prim egal cu 11 pe 5. 11 pe 5. Deci x prim egal cu 11 pe 5. Acesta pare să fie... Deci pentru 7, pentru 5 mai bine, pentru 5 am găsit x prim. X prim egal cu unde e? 7 pe 3. Da. Și pentru 7 am găsit x 7. X prim egal cu 11 pe 5. 11 pe 5. Și asta e problemul. 2 și ceva. Da. Deci vezi, cum ai schimbat pe x, găsește alt x prim, alt x, alt x prim. Fiecare x are x primul său. Dar dacă tu ai găsit doar, dar măcar pentru două elemente, să trebuie să arăt că toate sunt simetrizate. Deci, indiferent ce x iau de aici, de fiecare dată îți găsesc un unic x prim, pentru el specific, așa încât x prim compus pe x, egal cu x compus cu x prim și egal cu elementul neutru. Deci, care este proprietatea pe care trebuie să o demonstrăm pentru simetrie? Deci, proprietatea sună așa. Pentru inversabilitate. Da? Pentru inversabilitate. Sau simetrie, sau mai zis simetrie, da? Simetrie. Trebuie să demonstrăm așa. La orice x, la multe, din mulțime, să rezulte că există un unic x prim, deci pentru fiecare câte un x prim, da? Care să fie de unde e acest x prim, să existe un unic x prim din mulțime, așa că x compus cu x prim se fac egal de x prim compus cu x și egal de elementul neutru cu e. Da. Da? Egal de elementul neutru cu e. În cazul nostru, o să plecăm de la x compus cu x prim
echivale cu ce înseamnă Xbox X, cred. X, X. Sigur că da. X, X, că e. Minus. Minus 2X. 2X. Minus. Minus 2X. 2X. Plus 6. Plus 6, egal cu? E. Era, adică în cazul nostru? 3. 3. Echivalent. Noi după X prim, trebuie să arătăm de X, să-l găsim. Da. Păi și vine un X prim. Deci tot ce este cu X prim înseamnă un membru stâng. Și el altul cel mai putent. Da. Că doar ecuația este din X prim. Și zicem acum. Putem scoate chiar un X prim, un factor? O factor, cum? Da. X prim pe lângă X. Minus 2. Egal cu... ar veni 2x, 2x, 2x minus 3. 2x minus 3. Da. Deci rezultă x prim egal cu... Rezultă x prim egal cu 2x minus 3 supra x minus 2. 2x minus 3 supra x minus 2. X egal cu dăm sub... Și x diferite 2. Da, nu se poate. Da, e diferit de 2. Și sus dăm un... Nu mai dăm. Nu mai dai nimic, nu, asta nu, este. Nu, acum te interesez. Deci, iată, mă întreb dacă X prima aparține lui M. Iată o problemă care am rezolvat. Oare este din M? Știu. 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 Că X aparține lui M. Știu asta. Adică ce știu? Știu că X mai mare egal decât 2. Hai să luăm strict mai mare ca 2, luăm interval deschis, că tot avem de cazurile 2, se întâmplă de cazul ăsta. Trebuie să pun X diferit de 2, dacă am luat interval deschis ca 2, nu mai este asigurat numitorul referit de 0. Deci știm că X aparține lui M. Adică X mai mare ca 2. Ne întrebăm dacă X prim care e egal cu 2X minus 3 supra X minus 2 mai aparține și el lui M. Ceea ce ar însemna că, de fapt, să fie dincolo de 2. Ceea ce ar fi echivalent cu 2X. 2X minus 3 supra X minus 2 mă aparține intervalul de la 2 la... Să fie mai mare decât 2, că spun. Da. Da. Mai mare decât 2. Echivalent. Ca să aparțin la 2 ori, să fie mai mare decât 2. Echivalent cu 2X minus 3. Supra X minus 2. Minus 2. Pentru că 2 este egal. Să fie mai mare strict decât 10. Și ce ar fi să mai mare? Aducem la același punctul. Da. Adică aplicăm cu X minus 2. Și vine 2X minus 3. Pe lângă, minus, minus 2 pe lângă X minus, minus 2. Totul supra, supra X minus 2 să fie mai mare ca 0. Da. Echivalent. Echivalent cu 2X minus 3 minus 2X plus 4 da. Supra X minus 2 mai mare ca 0. Echivalent cu 2X cu se reduc da. Și rămâne 1 supra X minus 2 mai mare ca 0. Dar asta e mai mare ca 0 la punctul ăla, că X e mai mare ca 2 și X minus 2 e pozitiv. Și 1 supra 1 pozitiv e mai mare ca 0. Asta am rezolvat, că există X primul și X primul ăsta e de forma care? X primul e de forma 2X minus 2 supra X minus 2. Și iată, pentru X egal cu 5, să vedem dacă găsim pe cel 7 pe 2. Deci pentru X
Pentru X egal cu 5. Pentru X egal cu 5. Rezultă că X primul arată de tipul 2X dar minus 3 supra pe supra. Supra X minus 2. Și egal mai departe, hai să-l vedem. Egal cu ia să vedem cum arată. Păi și l-am găsit. Deci 2 ori 5, 10. 10. Pentru la un alt particular. Asta e general, să vedem dacă dăm peste 7 pe 3. 2 ori 5, 10, minus 3, 7, supra... da, da. 7 pe 3. Deci, noi practic avem rezolvat cazul general aici. Deci, la fiecare x, indiferent cine o fi ăla, găsim x prim. Vrei pentru 5, va da și 7 pe 3. Vrei pentru 10, deci pentru x egal cu 10, rezultă că x prim egal de forma. X prim egal cu 2 ori 10, 20, 20 minus 3, supra 17 supra, nu? De ce? 10 minus 2. Păi de-aia ai zis 20. A, eu deja mă uitam la numitor. A, da, e 17 supra... 8. Ți-amintești că așa a fost 17 pe 8? Da. Deci, practic, acum am arătat că toate elementele sunt simetrice la mine. A, deci mă ce calcă a noi am luat așa particular ca să te introduc pe tine în temă. Că prin simetrie îți propui să constați dacă pentru fiecare element găsești un altul încât în componență de elementul neutru. Acela pe care îl găsești unic, așa cum pentru 5 am găsit 7 pe 3, n-am găsit două elemente simetrice, ci unul singur. Pentru 10 am găsit 17 pe 8 și am întrebat, fiecare cu simetrie cu său. Deci, spunem că toate elementele sunt simetrizabile, numai în condițiile în care găsești pe aceste exprimi, caz general. În loc să spui, dar n-ai cum să ecuizezi problema pe modele. Noi am luat pe 5 și pe 7 și pe 10 și am găsit simetrici lor, dar cineva ce-a văzut lucrul, dar pentru cealaltul, câte sunt acolo, infinitate, cum, așa? Trebuie să vezi pentru fiecare. Și atunci trebuie în cadrul general. Pentru orice există acolo. Să vedeți dacă îl găsești pe X-prim. X-prim în funcție de X. De ce e în funcție de X? Pentru că el depinde ce X. La ce X mă opresc. Iată, X-prima arată așa. Ăsta este X-prim. X-prima este de forma 2X minus 3 și 4X minus 2. Deci la fiecare X, găsesc X-primul, iese de mulțimea cum s-a dat, e foarte deștept. Și dacă confund de X cu X-primul, îmi dă totdeauna 3. Totdeauna 3. Și așa am arătat că elementele sunt simetrizabile. Toate elementele mulțimea acestea, toate elementele mulțimea acestea sunt simetrizabile. Că fiecare anumite un simetric în câte compunere conduc, nu? Compunerea conduce pe elementul neutru. Așadar, în seara asta, am înțeles ce înseamnă ce lucru. Am înțeles ce înseamnă parte stabilă sau lege de compoziție internă. Da. Atea, element neutru și simetrie, da? Da. Și ce înseamnă element simetrizabil? Hai să compunem un exemplu împreună acum. Și să-l las ca temă ca să-l faci tu pe modelul acesta. Pe mulțimea N, egal cu intervalul minus 1 plus infinit. Minus 1 plus infinit. Înseamnă că x e mai mare egal decât 1, y mai mare egal ca minus 1, y mai mare egal ca minus 1. Facem acest x, cât se poate de apropiat ca model. Înseamnă x plus 1 să fie mai mare egal ca 0, y plus 1 mai mare egal ca 0, ne mulțim din nou și vine x plus y plus 1, să fie mai mare egal ca minus 1, văzut pe stânga, și vine plus 2. Deci, legea este x compus cu y. Dar x?
X, Y, plus Y, plus Y, și plus 2. Deci pe mulțimea asta, pe minusul 1 plus infinit, definim legea X, Y, plus Y, plus 2. Și să arăți că sunt adevărate toate proprietățile care le-am spus. Mai întâi s-a schimbat stabilă, că este asociativă, deci parte stabilă, că mulțimea e parte stabilă la cooperația. Asociativitatea. Că există un element neutru acolo. Și... și că elementele sunt silențe zapele, da? Zapele. Sau inversabile. Silențe zapele sau inversabile, e tot un același lucru. Și comutativitatea. Comutativitatea înseamnă să răspi X-ul opus cu Y, că am pe Y-ul opus cu X. Deci X-ul opus cu Y este așa, iar Y-ul opus cu X schimb pe X cu Y. Și cum adunarea mulțirea comutativ cu X-ul de Y egal cu Y-ul opus cu X și adunarea la fel, înseamnă și comutativă. Deci acestea sunt proprietățile pe care regulile le studia de fiecare dată când se dă o lege. Deci, totdeauna îți dă mulțime. Ți se dă o anumită operație și tu ai de acolo grijă să alegi mulțimea cu parte stabilă, că operația că e asociativă, element neutru, element simetric și comutativitatea. Simetrizarea și comutativitatea, cam astea sunt operațiile care le faci în prima parte. Și cum se fac și alte structuri, dar dacă ne înțelegi acum, ai ăștia, faci treabă. Dacă nu, cum ai minte în seara asta, spus și eu fac, nu înțeleg cum e, trebuie să nu-i. M-aș vrea să-ți explic cât se poate de pe înțelesul, pe înțelesul tuturor așa, numai în tot ce ca prietenilor noștri. Și să sper că a fost o lecție interesantă, care limpezește un pic mintea elevului și nu stați ca într-o nebuloasă. Vezi acolo tot felul de copii continuu și de pe tablă și fără să înțelegi nimic, n-ar nici unul rost. Da. Păcate că nu ai venit o săptămână și ceva. Nu, am venit de... Ce jos? Păi n-aș fi m-am și pregătit la urmă și am mai... Da, mă, gândești, da, înțeleg, dar aici... Am fost cu autobuzile astea, dar... Nu știu, nu văd soluția. Da. Deci am cred că e cam neapărat. Păi da, urmă viitoare, sper să le-am și oferim. Da. Hai să oprim și la lecția. La revedere! Și nu uitați să dați ceva. Aici și el. Asta e mai. Să nu uite prietenii noștri. Dacă lecția le-a plăcut,